Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. ascultători, suntem din nou la drum prin Cuvântul lui Dumnezeu și încă suntem în Cartea Levitic. De la capitolul 11 până la capitolul 20 am studiat legea așa cum a fost ea dată poporului. Acum ajungem la legea cu privire la curățirea personală a preoților. Această lege este prezentată în capitolele 21 și 22 din Cartea Levitic. Vom găsi multe repetiții aici, dar nu trebuie să le considerați plictisitoare pentru că, încă o dată o spun, acesta nu este un roman de aventuri, ci este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său și de la oricine vrea să-i se închine. Oricine se abate de la aplicarea acestor prevederi nu are decât o singură alternativă, moartea. Iată de ce trebuie să ascultăm totul cu atenție și mai ales să aplicăm. Iar dacă pentru aceasta avem nevoie de repetiție, să nu dăm înapoi. Intenția lui Dumnezeu a fost ca întreg poporul Israel să fie o împărăție de preoți. Cel puțin așa exprimă el în Exod, capitolul 19, începând de la versetul 5. Neascultarea lor însă, dovedită prin istoria cu vițelul de aur, a distrus posibilitatea realizării acestui deziderat. Nu a mai putut fi inaugurat o societate ideală și perfectă. În timpul mileniului va fi posibil o astfel de societate. Atunci, întregul popor Israel va fi un popor de preoți pentru oamenii de pe pământ, pentru toți neevrei chiar. În timpul mileniului și în veșnicie vor exista trei grupuri ale familiei umane: biserica lui Isus Hristos în Noul Ierusalim, poporul Israel aici pe pământ, neamurile mântuite aici pe pământ. După eșecul lui Israel, Dumnezeu a ales numai o seminție pentru preoție, și anume seminția lui Levi. Prin urmare, în Israel existau adunarea poporului, preoțimea și marele preot. Cu cât era poziția mai înaltă, cu atât creștea și responsabilitatea, iar o responsabilitate mai mare însemna un mod de viață superior. Biserica este numită astăzi o preoție împărătească. Fiecare credincios este un preot și are acces la scaunul de domnii al Harului. Fiecărui credincios preot îi se cere să trăiască o viață sfântă, ceea ce este posibil numai prin puterea Duhului Sfânt care locuiește în el. Acest punct de vedere se găsește în cuvântul lui Dumnezeu în prima epistola lui Petru, capitolul 4, începând cu versetul 8. Mai pe sus de toate, spune aici cuvântul Domnului, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Sau, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi, care nu căpătați în durare, dar acum ați căpătat îndurare. Ca oamenii a lui Dumnezeu, noi suntem chemați astăzi la un mod de viață mai înalt, deosebit de cel al oamenilor din jurul nostru. Iată ce scrie Pavel în epistola adresată a Efesenilor, în capitolul 4, Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Sau versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. În același capitol 4, versetul 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Copilul lui Dumnezeu a fost mântuit prin Har și a fost chemat la un loc înalt în această viață. Credinciosul trebuie să fie foarte atent atunci când acceptă o slujbă în Biserică. Dacă devine un slujitor al Domnului în Biserică, trebuie să se ridice la înălțimea acestei responsabilități. Am foarte puțină răbdare cu acei bărbați care acceptă o slujire în biserică și apoi îi spun că nu pot veni la adunarea de mijlocul săptămânii și nici la serviciul de duminică seara. În cazul acesta, dragul meu frate, nu ar fi trebuit să accept slujba. Responsabilitatea vine odată cu privilegiul. Este un privilegiu să slujești Domnului într-o astfel de slujbă în biserică. Prin aceasta ai fost înălțat, dar trebuie să și trăiești la această înălțime. Isus Hristos este marele nostru preot și El s-a ridicat la înălțimea slujbei încredințate. În Evrei, capitolul 7, găsim scrise următoarele cuvinte. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus șerfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Domnul Isus, Hristos este atât preotul cât și jerfa. El s-a dat pe sine însuși pentru mine și pentru tine, dragul meu prieten. În acest capitol din Levitic, Dumnezeu se ocupă de marele preot și de ceilalți preoți, arătând care este legea pentru curățirea personală a acestora. Să vedem și noi despre ce este vorba. De fapt, capitolul l-am putea împărți în două părți, în două secțiuni majore. În primele 15 versete găsim lucruri legate de întinarea preoților provenită prin relațiile pe care le aveau cu cei din jur. Apoi, de la capitolul 16 începând, găsim referiri la însușirile preotului. Să începem cu prima parte, o parte în care, așa cum am văzut, relațiile pe care le are preotul joacă un rol foarte important. Domnul a zis lui Moise, vorbește preoților fiilor lui Aron și spune-le, un preot să nu se atingă de un mort din poporul său ca să nu se facă necurat afară de rudele lui cele mai de-aproape, de mama lui, de tatălui, de fiul lui, de fratele lui și de sorul sa care încă fecioară, stă lângă el și nu este măritate, afară de aceștia să nu se atingă de niciun alt mort. Acum să nu uităm, mai se vorbește preoților. Moartea este o pedeapsă pentru păcat și ideea că preoții nu trebuia să se contamineze cu păcatul este menționată în felul acesta. Contactul fizic cu morții atrage întinarea. Preotului îi se permitea să se întineze numai pentru rudele apropiate. Cele enumerate aici sunt rude de sânge, deci foarte apropiate preotului prin natura lor. Preotului trebuie să îi se permite să-și exprime sentimentele de compasiune și întristare ca preot al lui Dumnezeu. El trebuie să fie asemenea lui Isus care plânge la mormântul lui Lazar și care a fost impresionat de slăbiciunile noastre. Totuși, preotului nu îi se permitea să se întineze pentru moartea altora. Putea să plângă în inima lui, dar îi era interzis contactul direct. Ca unul care este fruntaș în poporul lui să nu se facă necurat atingându-se de un mort. Slujba și poziția preotului impuneau o separare clară de restul oamenilor obișnuiți. Eu nu mă duc în unele locuri, nu pentru că ar fi greșit, ci pentru că sunt un slujitor al lui Dumnezeu și nu vreau să fiu o pricină de potignire pentru nimeni. Cred că toți cei care slujesc în Biserică și care au o slujire publică trebuie să fie foarte atenți la ce spun, ce fac și unde se duc. Dumnezeu ne va considera răspunzători pentru toate acestea într-o măsură mai mare decât pe ceilalți, pe creștinii de rând, pentru că ne-a pus în poziții de răspundere. Preoții să nu-și facă un loc pleșuv în cap pentru un mort, să nu-și radă colțurile bărbi și să nu-și facă tăieturi în carne. Acestea erau un obicei practicat de păgâni în sân, de doliu și de jale pentru cel mort. Preotul nu trebuie să adopte aceste practici păgâne și superstițioase existente peste tot în jurul lui. Iată ce trebuie el să facă. Să fie sfinți pentru Dumnezeul lor și să nu ne cinstească numele Dumnezeului lor căci ei aduc jerfele Domnului, jerfe mistuite de foc, mâncarea Dumnezeului lor, de aceea să fie sfinți. Jalea unui preot trebuia să fie una potrivită cu poziția lui de purtător al paharului regelui și de aducător al darului de mâncare pentru Dumnezeului. Poziția preoților cerea o anumită ținută și reținere, ei fiind reprezentanții lui Dumnezeu. Dragii mei, Același lucru este valabil și astăzi pentru reprezentanții lui Dumnezeu în biserică. Lucrul acesta l-aflăm din sfaturile pe care Pavel le da colaboratorului său mai tânăr, Tit, cu privire la slujitorul bisericii. În epistola adresată acestuia, în capitolul 1, versetele 7 și 8, iată ce sfaturi primește. Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Pune sfaturi, așa? Dar deci să mergem mai departe cu capitolul 21 din Levitic. Să nu și de nevastă o curvă sau o spurcată, nici o femeie lăsată de bărbatul ei, căci ei sunt sfinți pentru Dumnezeul lor. Să-l socotești ca sfânt, căci el aduce mâncarea Dumnezeului tău. El să fie sfânt pentru tine, căci eu sunt sfânt, eu Domnul care vă sfințesc. Acest fragment se referă la viața privată a preotului. Și aceasta trebuie să reflecte sfințenia lui Dumnezeu din același motiv, cel al poziției deosebite pe care o ocupa. El nu trebuia să se însoare nici cu o prostituată, nici cu o femeie divorțată, nici una care și-a pierdut cinstea. Motivul acestei interdicții este acela că preotul îi slujește lui Dumnezeu. El aduce mâncare Dumnezeului tău. Preotul este o prefigurare a lui Hristos. Trupul celor credincioși, mireasa lui Hristos, cum spune Biblia, trebuie să fie curățită înainte de a fi prezentată înaintea lui fără pată și fără zbârcitură. Conducătorul unei biserici trebuie să fie un exemplu pentru alții în această chestiune. Primesc multe scrisori de la femei sau bărbați care au divorțat înainte de a fi mântuiți. Unii dintre bărbați vor să fie slujitori al lui Dumnezeu în biserică, iar femeile vor să se implice în misiune. Știu că nu se poate generaliza în această privință, dar mai știu și că este aproape păcătos felul în care sunt alungați din astfel de lucrări oameni vinovați, care au avut nefericirea de a avea parte de astfel de experiențe neplăcute în trecut. Așa cum am spus, Mulți dintre ei au trecut prin divorț înainte de a fi mântuiți. Și elementul acesta este important și trebuie ținut cont de el. Nu au nicio vină pentru ce li s-a întâmplat. Personal îi încurajez pe acești oameni să meargă înainte și să se pregătească pentru lucrarea de slujire sau pentru câmpul de misiune. Dar îi avertizez să fie pregătiți și pentru a întâmpina criticile așa zișilor sfinți care cred că vorbesc pentru Dumnezeu. Totuși, îi să meargă înainte cu pregătirea pentru că va fi un loc și pentru ei. Trebuie să recunoaștem că astăzi există multe victime inocente ale divorțului. Dacă fata unui preot se necinstește curvind, necinstește pe tatăl ei să fie arsă în foc. De ce? Din cauza poziției tatălui ei. Ea trebuia să primească pedepsa cea mai severă dacă făcea de rușine slujba tatălui ei. Acum, dați-mi voie să spun că durerea pe care o simțea tatălui ei era și ea foarte mare, pentru că și el era, într-un fel, vinovat de atitudinea fiicei sale. Dragii mei colegi, în slujirea Domnului, noi avem aceeași responsabilitate față de familia noastră cum avem față de casa și turma lui Dumnezeu. Să nu încercăm vreodată să dăm vina pe familia noastră pentru că nu suntem eficienți în slujire și nici să nu ne ascundem în spatele slujirii noastre pentru greșelile pe care le facem în familia noastră. Fiecare din acestea sunt deosebit de însemnate. Preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost turnat un de lemnul pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinte, să nu-și descopere capul și să nu-și sfâșie veșmintele. Să nu se ducă la niciun mort, să nu se facă necurat și să nu se atingă nici chiar de tatăl său sau de mama sa. Să nu iasă din Sfântul Locaș și să nu ne cinstească Sfântul Locaș al Dumnezeului său, căci un de lemnul ungerii Dumnezeului său este o cunună pe el. Eu sunt Domnul. Aceasta este prima menționare a Marelui Preot. Ca preot unsa lui Dumnezeu este pus deoparte pentru Domnul. El trebuia să poarte coroana pe care erau inscripționate cuvintele Sfințenie pentru Domnul, ca să-mi dea aducerea minte necurmată despre ceea ce este, cine este, al cui este și pe cine slujește. El nu avea voie să-și sfârșie veșmintele sfințite și nici să fie un om violent. La procesul lui Isus, această lege a fost încălcată atunci când marele preot și-a rupt hainele, așa cum relatează Matei în Evanghelia sa în capitolul 26, versetul 25. De asemenea, marele preot nu avea voie să participe nici la mormântarea tatălui său, nici la cea a mamei sale. Uleiul pentru ungere fusese turnat asupra lui și el trebuia să fie dedicat în întregimea lui Dumnezeu, despărțit de păcat datorită poziției sale. Domnul Isus Hristos a fost unsul lui Dumnezeu și a venit să facă voia Tatălui, chiar dacă aceasta a însemnat moartea pe cruce el cere același devotament și din partea celor care îl urmează. Femeia pe care o va lua el de nevastă, continuă cuvântul Domnului, să fie fecioară. Să nu ia nicio văduvă, nicio femeie despărțită de bărbat, nicio femeie spurcată sau curvă, ci femeia pe care o va lua de nevastă din poporul său să fie fecioară. Să nu-și necinstească sămânța în poporul lui, căci eu sunt Domnul care îl sfințesc. Soția preotului trebuia să se ridice la înălțimea slujbei acestuia. Astfel, preotul nu se putea căsători cu o prostituată, cu o femeie întinată sau cu o femeie divorțată. Acestea erau prevederi referitoare la relațiile preotului cu cei din jurul său. Dar mergem mai departe acum, la câteva aspecte legate de persoana acestuia. Versetele următoare numără câteva defecte care nu puteau permite niciunui bărbat să devină preot. Printre ele se numără orbirea, defecte ale membrelor, diformități ale nasului, piticismul, precum și alte defecte și metehne trupești. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și spune Niciun om din neamul tău și din urmașii tăi care va avea o meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă mâncare Dumnezeului lui. Niciun om care va avea o meteahnă nu va putea să se apropie, și anume niciun orb, șchiop cu nasul cârn sau cu un mădular mai lung, niciun om cu piciorul frânt sau cu mâna frântă, niciun om ghebos sau pipernicit cu albeață în ochi care are râie, pe cingine sau boșit. Niciun om din neamul preotului Aron, care va avea vreo metahnă trupească, să nu se apropie ca să aducă Domnului jerfele mistuite de foc. Are o meteahnă trupească. Să nu se apropie ca să aducă mâncarea Dumnezeului lui. Dar oare de ce trebuie să fie așa? Așa cum nu trebuia să fie adus ca jerfă un animal cu defect, un animal bolnav, conform aceleași măsuri, niciun preot nu avea ce căuta în cordul întâlnirii dacă avea vreun cusur. Atât jerfa cât și cel care o prezenta înaintea lui Dumnezeu îl reprezinte pe Hristos. Iar în el nu este nici urmă de cusur sau de pată, nici în persoana lui, nici în lucrarea pe care a făcut-o. În el nu este altceva decât frumusețe, slavă și perfecțiune. Din mâncarea Dumnezeului lui, fie lucruri prea sfinte, fie lucruri sfinte, va putea să mănânce. Dar să nu se ducă la perdeaua din lăuntru și să nu se apropie de altar, căci are o nu trupească. Să nu-mi necinstească locașurile mele cele sfinte, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc. Deși cei care aveau un cusur nu puteau sluji, nu erau alungați de la masa Domnului. Dumnezeu se îngrijea de ei. Această purtare de grijă este în contrast cu tratamentul aplicat de lumea păgână celor nepotriviți. Aici avem și o lecție spirituală pentru noi. Mulți credincioși au un handicap serios fizic, moral, etic sau spiritual. Această stare de lucruri îi va împiedica să fie implicați în anumite forme de slujire, deși ei sunt adevărați ființe lui Dumnezeu, care au toate drepturile și privilegiile credincioșilor în toate aspectele. Am auzit povestea unui tânăr care, deși era un atlet foarte bun, avea un defect de vorbire. La un moment dat el și-a exprimat dorința de a fi un slujitor al lui Dumnezeu, în mod special într-o slujire care presupunea comunicare verbală. Acum, cum pot spune unui tânăr, aproape copil, că ceea ce își dorește el nu se poate împlini. Copilului acesta i s-a spus totuși că este un sportiv foarte bun, dar că defectul lui de vorbire este un handicap pentru o poziție în care este necesar să vorbești în public. I s-a sugerat să găsească ceva în lucrarea lui Dumnezeu pentru care să nu fie nevoie de prea multă vorbire publică. De lungul anilor, el a devenit antrenor de fotbal și profesor de educație fizică. Influența lui Hristos, exercitată prin acest tânăr, era la fel de mare, dacă nu mai puternică, decât cea unui predicator. Tinerii pe care i-a întrena învățau să-l admire pentru calitățile sale sportive, iar atunci când începea să le vorbească despre Hristos, deși avea încă acel defect de vorbire, ei îl ascultau cu respect. Cuvintele lui aveau un impact cu totul deosebit asupra lor, pentru că viața lui dovedea o realitate a vorbelor sale. Dragi prieteni, fie că sunteți sau nu implicați într-o slujire publică pentru Dumnezeu, calitatea vieții pe care trebuie să o aveți trebuie să facă cinste numelui de copil al lui Dumnezeu. Dacă mai sunteți implicați și într-o slujire publică, nu uitați, responsabilitatea crește și mai mult. Trebuie să urmăriți cu atenție relațiile pe care le aveți, cuvintele pe care le spuneți, totul. Pentru că nu vă mai aparțineți, ci aparțineți lui Dumnezeu. Iar acesta, dragii mei, nu este o povară, ci o mare binecuvântare. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.